Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Garnitura cabinetului Chicu s-a schimbat. Cine sunt noii miniștri, vă spunem la știri. După ce l-a tot chemat pe Igor Dodon la dezbatere electorale, Maia Sandu renunță la confruntarea directă, ce motive invocă și cum îi răspunde contracandidatul său, vedeți în curând. Bucată cu bucată, Filarmonica Națională se face una cu pământul, muncitorii au început demolarea clădirii. Momente de panică în trafic, două mașini au luat foc după ce au fost implicate într-un accident. Guvernul condus de Ion Chicu are noi miniștri. Aceștia au depus jurământul în cadrul unei ceremonii oficiale la președinție. Totul s-a întâmplat la câteva ore după ce premierul a anunțat că miniștrii propuși în funcție de Partidul Democrat din Moldova vor fi revocați. Declarația prim-ministrului a venit ca o reacție la decizia democraților anunțată în weekend că își vor retrage reprezentanții din executiv după învestirea noului șef de stat. Fotoliul ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, cel care de mai multe ori l-a criticat pe președintele Igor Dodon pentru că nu respectă măsurile epidemiologice, a fost preluat de Lilia Pogolșa, care anterior a ocupat de două ori funcția de viceministru al acestei instituții. Anatolu Satei a fost numit în fruntea Ministerului Economiei și Infrastructurii în locul lui Sergiu Răilean, iar la Ministerul Apărării, în locul lui Alexandru Pânzar, a venit Victor Gaiciuc, care a mai deținut această funcție în cadrul cabinetului Chicu. Aurel Ciocoi va ocupa funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene în locul lui Oleg Țulea, care și-a dat demisia după ce a fost numit ambasador al țării noastre în Ungaria. Anterior, Ciocoi a mai deținut acest fotoliu, iar veteranii conflictului armat de pe Nistru au cerut demisia lui după ce a declarat că Federația Rusă a intervenit în conflict pentru a opri vărsările de sânge. De asemenea, Olga Cebotare a fost numită viceprim-ministru pentru reintegrare în locul Cristinei Lesnic, care a fost criticată pentru că în mandatul său au fost instalate mai multe puncte de control la frontiera administrativă. Noi miniștri au depus și jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Astăzi am mers la unele modificări în componența guvernului, pe care oricum urma să le facem imediat după alegeri. Urmează și alte schimbări, nu doar la nivelul echipei, dar și la nivelul strategiei de guvernare. Totul s-a întâmplat după ce premierul Ion Chicu a anunțat, după întrevederea cu șeful statului Igor Dodon și președintele Parlamentului Zinaida Greceanei, că toți miniștrii democrați vor fi revocați din funcții. Declarația a fost făcută în contextul în care în weekend liderul PDM Pavel Filip a precizat că partidul său își va retrage miniștrii din guvernul Chicu după turul 2 al alegerilor prezidențiale. Toți acești 4 plus 1 colegi vor fi înlocuiți astăzi. Tot astăzi, pe parcursul zilei, eu voi veni în adresa președintelui Republicii Moldova cu propuneri de candidaturi la funcția de ministru conducător al acestor 5 ministere. Guvernul Chicu a fost învestit în funcție în data de 14 noiembrie anul trecut. Președintele Igor Dodon l-a desemnat pe Ion Chicu în funcția de prim-ministru după demiterea guvernului Sandu. Noua componență a executivului a fost votată de fracțiunea Partidului Socialiștilor și cea a Democraților. În timpul votului, parlamentarii blocului acum au părăsit sala. Situație alarmantă în capitală. Aproape toate paturile destinate pacienților infectați cu noul coronavirus sunt ocupate. Declarația a fost făcută de șeful adjunct al Direcției Sănătate, Boris Gâlcă. Acesta a mai anunțat că în prezent 864 de pacienți sunt internați în spitalele din municipiul Chișinău, iar 46 dintre ei se află în stare extrem de gravă.
Toate paturile de terapie intensivă în continuare sunt ocupate. În general, ne apropiem de capacitatea maximă de spitalizare, dar ținem situația sub control. În anticiparea unui posibil număr sporit de internări, avem pregătite rezerve de paturi pe care le vom activa la prima necesitate. Este vorba de 200 de paturi. Boris Gâlca a mai precizat că în capitală este posibilă o creștere a numărului de infectări. De la declanșarea pandemiei în Chișinău au fost înregistrate peste 35.000 de cazuri de coronavirus, 631 de decese, iar peste 26.500 de persoane au fost tratate. În același timp, Ministerul Educației anunță că pe teritoriul țării numărul elevilor infectați cu noul coronavirus crește de la o zi la alta. În prezent, peste 200 de elevi sunt infectați, iar mai mult de 4.000 sunt în carantină. Totodată, 300 de cadre didactice au luat virusul, iar în jur de 200 se află în izolare. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Informația a fost confirmată pentru noi de ofițerul de presă al Procuraturii Generale Maria Vieru, care nu ne-a oferit mai multe detalii despre starea lui de sănătate și nici nu ne-a spus dacă urmează tratament acasă sau la spital. Totodată astăzi au fost confirmate alte 331 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Din numărul celor care au luat virusul, 14 sunt lucrători medicali. Astfel, bilanțul infectărilor a ajuns la 82.677 de cazuri. De asemenea, 19 oameni au fost răpuși de virus, printre care și o asistentă medicală în vârstă de 63 de ani. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 1.912. Zeci de veterani ai conflictului armat de pe Nistru au protestat în capitale, înarmați cu pancarte, fluiere și drapele, au scandat jos corupția în fața primăriei capitalei, dar și în fața guvernului și a ambasadei Federației Ruse în Moldova. Manifestanții spun că autoritățile nu i-au asigurat pe toți combatanții cu locuințe gratuite, deși conform legii au acest drept. Iar alți veterani s-au plâns că încă nu au primit bonuri de repartiție pentru apartamentele în care locuiesc acum, iar familiile lor ar putea rămâne pe drumuri în orice moment. În replică, municipalitatea susține că este în căutare de soluții pentru a rezolva aceste probleme. Combatanții au protestat jumătate de oră în fața primăriei, însă niciun reprezentant al instituției nu a ieșit să discute cu ei. Doi veterani care trăiesc în apartamente deja de mulți ani și n-au un bon de repartiție, care e o problemă tehnică, nu ține de legislație. Stau din 83 ca atare la spațiu locativ, dar am hotărâre din 2008, din mai, și am hotărâre de deja CEDO din 2015. Manifestanții spun că și alte solicitări înaintate de ei nu au fost acceptate de autorități. 30 veterani de război care au decizii judecătorești irevocabile, începând din anul 2005, și o parte din ei au și deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ulterior, aceștia au trecut la guvern, unde, de asemenea, nimeni nu a ieșit în fața lor. Mai târziu au mers la ambasada Federației Ruse la Chișinău pentru că, spun ei, oficialii ruși care sunt în relații bune cu municipalitatea ar putea influența primăria să grăbească acest proces. Contactat de noi, viceprimarul capitalei Ilie Ceban a spus că primăria nu dispune de spații locative pentru veterani. Soluțiile sunt diferite, sunt examinate, însă în prezent primăria nu dispune de apartamente libere ca să fie alocate. Nimilucit, alocările financiare urmează să fie din bugetul central. Iar consilierul pe comunicare al premierului Boris Harea nu ne-a răspuns la apeluri pentru a comenta revendicările veteranilor. Nici reprezentanții ambasadei Federației Ruse în Moldova nu au fost de găsit. Acum 3 ani, fostul primar Dorin Chertoacă a fost acuzat că ar fi prejudiciat bugetul municipalității cu peste 60 de milioane de lei pentru că nu ar fi executat corect 10 de hotărâri judecătorești privind asigurarea mai multor persoane cu apartamente. Dosarul este pe
pe rol, iar Chirtoacă se declară nevinovat. În Moldova sunt peste 13.000 de veterani care au luptat în conflictul armat de pe Nistru. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, nu va participa la dezbaterea publică alături de Igor Dodon, programată pentru ziua de miercuri 11 noiembrie. Anunțul a fost făcut de liderul PAS în această dimineață. De cealaltă parte, șeful stafului electoral al lui Igor Dodon, Vlad Batrâncea, spune că de fapt Maia Sandu se teme să iasă la dezbateri. Cu un asemenea personaj nu mai avem ce discuta. Să se bălăcească de unul singur în glodul în care a coborât. Singurele dezbateri pe care le mai poate avea sunt cele cu procurorii. După alegeri, voi insista, voi cere insistent ca să fie anchetat pentru toate abuzurile pe care le-a comis. Și în această dezbatere dumneavoastră, pur și simplu vă este frică că să pierdeți și nu doriți să supuneți riscului rezultatul în această duminică. Doamna Maia Sandu, ne-ați invitat în primul tur. În turul 2 suntem gata. Poftiți! Noi am fost civilizați. Rămâne ca dumneavoastră să acceptați această dezbatere și cetățenii să vadă ambii candidați în același studio. Maia Sandu a anunțat anterior că este gata să meargă la dezbatere electorale cu Igor Dodon dacă sunt desfășurate pe teren neutru. În primul tur de scrutin, Igor Dodon a evitat să se confrunte cu Sandu, deși a fost invitat de mai multe ori. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de oficial pe pagina sa de Facebook. El spune că are o formă ușoară a bolii și că deocamdată se simte bine. Acesta s-a izolat la domiciliu și va lucra de la distanță. În vara trecută, soția sa, Elena, a fost infectată, dar s-a tratat, iar Volodymyr Zelensky a fost amendat pentru că a apărut fără mască într-un local în plină pandemie. La mai bine de o lună de la incendiul care a mistuit clădirea Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, astăzi au început lucrările de demontare a elementelor care prezintă pericole de prăbușire. Timp de 10 zile vor fi dărâmați pereții exterior care au fost afectați de flăcări. Ulterior, o echipă de experți va evalua din nou starea tuturor încăperilor pentru a stabili următoarele acțiuni. Șapte muncitori ai companiei abilitate să se ocupe de demontarea părților avariate din clădire au demarat lucrările, care ar putea dura până la 10 zile. În proces sunt antrenate trei utilaje speciale. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care îi asistă pe muncitori, ne-au spus că procedura va fi efectuată în trei etape. Lucrările o să înceapă, deci așa cum ne uităm pe schemă în partea de sus, prin desfacerea unei porțiuni de perete care îi dă în sala mare. În primă fază vor fi curățate toate elementele prăbușite peste parterul sălii mari. În a doua fază vor fi curățate toate elementele prăbușite pe teritoriul scenei și elementele decente scenii și urmând că în a treia etapă vor fi curățate de elemente prăbușite sala mică. Bucată cu bucată, Filarmonica Națională se face una cu pământul. Se dărâmă partea unde a căzut podul și era scena. Rămășițele clădirii care reprezintă patrimoniul național vor fi duse la groapa de gunoi, iar construcțiile de metal vor fi vândute la fier vechi, iar banii vor fi utilizați pentru reconstrucția Filarmonicii. Administrația Filarmonicii speră ca în 2 ani personalul artistic format din 180 de oameni să revină în clădirea îndrăgită. Până atunci, artiștii susțin concerte pe alte scene. Când au fost comisiile guvernamentale, așa s-a zis că minimum pe 2 ani, contractele de locațiune le-am făcut pe 2 ani cu colegii noștri la Palatul Republicii, la Palatul Național și la Direcția Cultură. Lucrările de demontare ajung la 450.000 de lei, bani oferiți de executiv. Pe cele două conturi deschise de guvern și administrația instituției în susținerea Filarmonicii s-au adunat până acum aproape 2 milioane de lei.
O groapă de gunoi neautorizată de la marginea orășelului Durlești, o suburbie a capitalei, a scos un grup de tineri activiști în stradă. Aceștia au organizat un flash mob în fața primăriei din localitate, dar și în locul în care sunt depozitate deșeurile, pentru a le aminti autoritățile despre problema care nu a fost rezolvată până acum. Au protestat în tăcere pentru că până acum nu au fost auziți. Au protestat în măști antigaz pentru că nu mai au cu ce respira. Tinerii spun că astfel vor să atragă atenția autorităților asupra problemei cu care se confruntă. Noi contăm pe faptul că în urma acțiunii noastre de protest, administrația publică locală se va responsabiliza și va lua atitudine pentru rezolvarea acestei probleme, deoarece considerăm că ar trebui să înțeleagă că este una foarte, foarte importantă. Potrivit manifestanților, problema gropilor de gunoi neautorizate capătă tot mai mult teren în țara noastră. Vedeți direct o bombă ecologică, o amplasare a unei gunoiște, lângă ea avem un bazin acvatic și respectiv din această gunoiște se revarsă gunoiul în acest bazin acvatic, care ulterior ajunge în apele subterane. Problema gunoiștilor neautorizate este o problemă la nivel de Republica Moldova, nu este doar la nivel de Chișinău sau la nivel de orașul Durlești. Respectiv, gunoiștile neautorizate aduc foarte mare influență asupra mediului de trai în care noi trăim. Autoritățile locale nu au răspuns apelurilor noastre pentru a ne oferi un comentariu la acest subiect. Manifestanții spun că intenționează să continue acțiunile de protest până problema va fi soluționată. Orheienii au marcat ieri hramul localității. Sărbătoarea a început de dimineață cu un marș solemn și a continuat cu un iarmaroc al producătorilor locali și concerte pentru toate gusturile și vârstele, cu artiști din țară și de peste hotare. În cadrul ceremoniei festive, liderul partidului politic Șor, Ilan Șor, a anunțat despre construcția unui nou cartier în municipiul Orhei, aceasta fiind o surpriză pentru locuitori. Organizatorii au avut grijă să vine răspândirea noului coronavirus, iar cei prezenți au primit măști de protecție. La eveniment au participat autoritățile municipale și raionale, dar și un grup numeros de deputați care, însoțiți de fanfară, au mers spre monumentul lui Vasile Lupu, unde au depus flori. Sărbătoarea a început cu un marș solemn în centrul orașului și cu depuneri de flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu. Îmbrăcați în haine naționale, instrumentiștii au mers pe strada principală pe ritm de fanfară și au bucurat privirile localnicilor. Orhei e tare frumos! Vii la Orhei cu toată inima vii! Cu ocazia hramului orașului, pe strada Vasile Lupu au fost amenajate iarmaroace ale producătorilor locali și târguri ale meșterilor populari. Noi în Orhei întotdeauna suntem invitați și întotdeauna primim invitația cu mare drag și cu mare plăcere. Se organizează orice târg foarte frumos aici. Oamenii s-au delectat la târg cu bucate tradiționale și au procurat diferite obiecte de artizanat. Niciodată nu au fost atâta ani de zile, 85 de ani, și eu nu am văzut așa ceva. Locuitorii Orheiului și oaspeții au avut acces pe teritoriul târgului doar după ce le-a fost măsurată temperatura și li s-au oferit măști de protecție. Cu o surpriză pentru localnici a venit și primarul de onoare al orașului, Ilan Șor, care a anunțat că anul viitor în Orhei va începe construcția unui nou cartier. Și asta pentru că orașul se extinde, iar tot mai mulți locuitori ai Moldovei, inclusiv chișinăuienii, își doresc să trăiască în municipiul Orhei. Săptămâna viitoare, primarul Pavel Verejanu vă va prezenta proiectul unui nou cartier al Orheiului. Este o premieră pentru cei 30 de ani de independență a Moldovei. Iar primarul de la Orhei susține că din anul 2015 și până în prezent, cu ajutorul echipei lui Ilan Șor, a reușit să facă schimbări majore în localitate. Ceea ce ține de infrastructura orașului, străzi asfaltate, grădinițe reparate,
iluminatul stradal care și așa era 100%, merge în continuare cu schimbul de LED-uri în schimb la cele vechi economii. Deci proiectele începute din 2015 de către Ilanșor continuă și în ziua de astăzi. De la sărbătoare nu au lipsit deputații partidului politic Șor, dar și aleși din cadrul platformei parlamentare pentru Moldova. Astăzi, aici, este prezentă următoarea conducerea țării. Așa să fie la mulți ani, Orhei! De fiecare dată când vin aici în Orhei, împreună cu familie, an de an, să știți că mă uimesc despre schimbările frumoase care se petrec aici la Oină localitate. Autoritățile raionale s-au gândit și la vârstnici, care pe perioada pandemiei au stat prin casă. Astfel, pentru ei, în Parcul Ivanos a fost organizat un concert live cu participarea interpreților îndrăgiți Igor Cuciuc, Olga Ciolacu, dar și a cântărețului român Gabriel Dorobanțu, care i-a scos la horă pe petrecăreți. Lume îngrijit, îmbrăcată și cu plăcere și cu bucurie venind la un spectacol organizat de primărie. Îmi place că este curățenie și că sunt restaurante bune. Concertul e excepțional, vremea e frumoasă, orașul este minunat și organizarea este la nivel. Hramul orașului Orhei a culminat cu un tablou colorat aproape de miezul nopții. În parcul Orheiland, acolo unde a avut loc un concert de zile mari, autoritățile au pregătit un program cu artificii, iar oamenii au lansat lampioane. Totodată, fostul primar al orașului, Ilan Șor, a dat asigurări că în următorii 5 ani, Orheiul va deveni al doilea oraș ca mărime din Moldova, iar fiecare orheian va fi cel mai bogat om din țară. De asemenea, în scena de la Orheiland au urcat artiști renumiți din țară, dar și de peste Prut. Tradițional, orheienii au marcat hramul orașului cu un spectaculos show de focuri de artificii. Într-o intervenție live, președintele partidului politic Șor, Ilan Șor, le-a promis oamenilor că Orheiul va deveni în scurt timp cea mai prosperă localitate din țară, iar localnicii din oraș vor fi cei mai bogați. Eu am făcut tot ce am promis până ziua de azi. Ura! Eu vă promit că în curând fiecare orheian va fi cel mai bogat om din țara noastră. Și fiecare orhian va avea încredere în ziua de mâine. Mulțumim mult! Cu sărbătoarea! În semn de recunoștință, cei prezenți la concert au aprins 10 de lampioane, moment care l-a emoționat pe Ilan Șor. Și toate aceste inim și focuri care vin din inimă sunt pentru dumneavoastră, domnule Șor! Oamenii care au adus și o să aduce schimbarea în Republica Moldova! Orheienii au încins hore și au fredonat melodiile preferate împreună cu îndrăgiții interpreți autohtoni, dar și cei de talie internaționale. Îmi place, super! Bravo, Șor! Молодец, foarte frumos! Chiar e frumos, că tot e frumos! Suntem într-așa oraș, ne-am născut aici, avem neamuri, prieteni. Mulțumim foarte frumos, domnule Șor, organizat și stăru pentru oraș. Pe scenă au evoluat mai mulți artiști, printre care Lia Taburcean și Olia Chira, iar Mihail, moldoveanul care s-a făcut cunoscut în România, a ridicat publicul în picioare atunci când a cântat o piesă a interpretului rus Victor Tsoi. Cântărețul ne-a spus că a rămas plăcut impresionat atât de oamenii din Orhei, cât și de oraș în general. Orhei e un oraș foarte drăguț, foarte cochet, așa ziceau și băieții, pentru că noi stăm în Cluj și când am venit aici nu știam la ce să ne așteptăm. No, a fost o surpriză drăguță. Iar interpreții din țară ne-au spus că după o pauză de aproape un an au trăit cu intensitate fiecare clipă pe scenă.
Este superb, este foarte emoționant, pentru că, într-adevăr, dacă sincer, un an aproape noi n-am avut concerte așa mari, alături de lume frumoasă și bună. Să știți că pentru noi artiști este foarte important să dăruim energia noastră. Urheiul este unul dintre cele mai vechi orașe din Moldova, fiind întotdeauna un important punct comercial și strategic. Orașul a început să se dezvolte intens din 2015, când la conducerea acestuia a venit echipa lui Ilan Șor, care a realizat transformări radicale și a derulat proiecte importante de infrastructură. Duminică, locuitorii au marcat 466 de ani de la prima atestare documentară a Urheiului. De astăzi, copiii din localitatea Mincenii de Sus, raionul Răzina, își vor putea petrece timpul pe un teren de joacă modern. Proiectul a fost implementat la inițiativa deputatului Platformei Parlamentare pentru Moldova, Eleonora Graur, ales pe circumscripția uninominală numărul 13, cu susținerea unor agenți economici. În cadrul evenimentului de inaugurare au fost prezenți copiii și părinții acestora, dar și autoritățile locale. La inaugurarea terenului de joacă, copiii s-au distrat alături de personaje din poveste, așa cum nu au mai făcut-o până acum. Micuții, care până acum își petreceau timpul liber pe marginea drumului sau în curtea casei, au fost bucuroși să testeze terenul de joacă, care dispune de un șir de atracții pentru ei. Foarte frumos și îmi place tare, tare. O să vin aici la joacă și o să mă joc toată ziua. Părinții, dar și bunicii le-au mulțumit celor care au implementat în localitatea lor acest proiect. Îi spun că de acum încolo vor fi mai liniștiți, iar copiii vor fi în siguranță. Ei n-aveau sărași un să joace, să joace împrejurul bisericii, prin sat, alergau, noi ne temem. Da, într-adevăr, e o bucurie foarte mare și vrem să aducem cuvinte de mulțumire domnului primar, în primul rând domnul Ion Stoc și doamna Graur. Deputatul Platformei Parlamentare pentru Moldova, Eleonora Graur, a accentuat că și în localitățile rurale trebuie create condiții bune pentru educația și dezvoltarea copiilor. Întotdeauna prioritatea mea a fost, de fapt, educația. Am pus întotdeauna în capul mesii sănătatea copiilor, educația. Mă bucur că am reușit, ca împreună cu oamenii de bună credință, să reușim să implementăm acest proiect. Iar primarul i-a mulțumit deputatului pentru realizarea acestui proiect. Socot ca să fie un plus pentru localitatea noastră și pentru anume pentru locuitorii cei mici. Eleonora Graur se numără printre reprezentanții Platformei Parlamentare pentru Moldova, formate din fracțiunea Partidului Șor și 5 deputați neafiliați. Potrivit parlamentarilor, scopul lor este relansarea dialogului constructiv în Parlament și direcționarea efortului deputaților spre realizarea proiectelor importante pentru cetățeni și pentru dezvoltarea localităților Moldovei. Două mașini au ars ca o torță pe o stradă din centrul capitalei după ce s-au ciocnit violent în trafic. S-a întâmplat în jurul orei 14 la intersecția străzilor București cu Bulgară. Potrivit poliției, deocamdată nu este clar cine dintre conducătorii auto se face vinovat. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare. Din secvențele video se vede că flăcările au pornit de la mașina de culoare gri, iar ulterior s-au extins și la celălalt vehicul. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă automobilele au fost distruse în proporții mari. Oamenii legii ajunși la fața locului au stabilit că focul a izbucnit din cauza unei instalații cu gaz la care era conectată o mașină. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar șoferul care se face vinovat de producerea accidentului va fi sancționat cu 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare.
toată viața i-a fost închin, deși a trăit doar 18 ani, iar părinții au încercat să o salveze, chiar dacă medicii i-au semnat sentința încă de la naștere. Drama unei adolescente din Chișinău, dar și chinurile familiei, vi le-am relatat în ediția precedentă a emisiunii Oameni pentru Oameni. Același necaz a lovit o altă familie în care crește o fetiță de 6 ani. De această dată, însă, medicii au reușit să intervină la timp. Echipa emisiunii i-a oferit micuții posibilitatea de a beneficia de o recuperare medicală absolut gratuită. Partenerul proiectului este Fondul de Binefacere Miron Șor. Părinții adolescente diagnosticate cu hidrocefalie, o boală grea ce afectează creierul, ne-au povestit cu lacrimi în ochi că medicii erau confuzi în ceea ce privește efectuarea unei intervenții chirurgicale. Astfel, fata a trăit într-un chin continuu. Din cauza complicațiilor, starea ei s-a agravat, iar inima a încetat să mai bată la doar 18 ani. Unii medici spuneau nu are rost, alți medici spuneau chiar acum facem operații, dar nu dăm nicio garanție. Și a fost între medici o mare dilemă. Ne-am luptat împreună cu familia până la ultima respirație. Tot în ediția respectivă v-am relatat istoria unei fetițe de 6 ani din Chișinău. La naștere i-au fost stabilite două diagnoze grave, una fiind hidrocefalia. Chiar dacă doctorii au intervenit la timp în acest caz, copila nu se va putea reabilita definitiv, spune mama. Șansa, că pădiot? Șanse ca fetița să meargă vreodată nu sunt foarte multe. Ne dorim foarte mult ca să urmăm niște cursuri de reabilitare atât cât va fi nevoie. Pentru că deseori părinții întâmpină multiple dificultăți când vine vorba de practicarea cursurilor gratuite la centrele de reabilitare medicală din țară, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a decis să le ofere un ajutor. Veronica va avea posibilitatea să beneficieze de un program de recuperare care va include 10 ședințe absolut gratuite pe care le va practica de 3 ori pe săptămână. Trebuie să încercăm diverse tipuri de exerciții, diverse metode care au fost mai puțin abordate, deci așa este specificul sistemului nervos. Într-o altă ediție a emisiunii veți putea urmări cum au loc procedurile propriu-zise și veți vedea progresele fetiței. Dar ajutorul oferit de echipa emisiunii Oameni pentru Oameni pentru această familie nu se oprește aici, pentru că o așteaptă și alte surprize minunate despre care veți afla în curând. Felicitările la aniversarea celor 2 ani de la crearea Televiziunii Centrale și Orhei TV continuă să vină. Mai mulți artiști emeriți din țară și de peste hotare, deputați și telespectatori fideli ne transmit gândurile lor de bine. Ne doresc realizări frumoase, știri corecte, emisiuni interesante și noi proiecte. Cu un mesaj de felicitare au venit cei mai mici colegi ai noștri, Margarita și Miron, de la emisiunea culinară Șorahna Kuhne, care împreună cu mama lor, artista emerită a Federației Ruse, Jasmin, ne-au urat realizări frumoase. Emisiunea Șorahna Kuhne felicită din tot sufletul Televiziunea Centrală cu împlinirea celor 2 ani de la creare. 2 ani este un termen destul de mic, dar Postul TV a reușit să obțină dragostea telespectatorilor datorită informațiilor corecte. Vă dorim audiențe în alte emisiuni interesante și buletine de știri operative. Și colegii de scenă ai vedetei din Rusia la fel au avut cuvinte frumoase pentru noi. Prieteni, vă doresc mari succese, emisiuni noi, știri bune și, cel mai important, sănătate multă! Iar actorul moldovean Igor Chistol, care s-a filmat în primul serial detectiv din Moldova, Anchetatorul Gorceacova, o coproducție a Televiziunii Centrale cu Centrul de Producție Ucrainean Kiftel Film, ne-a urat să rămânem la înălțime. Vă doresc prosperitate și nu uitați, voi sunteți Televiziunea Centrală, așa că trebuie să corespundeți denumirii. Și interpreții autohtoni, dar și cei de peste Prut, s-au întrecut în urări. La cât mai multe emisiuni reușite,
tot ceea ce vă doriți să se împlinească. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cum eu am 99 de cumătri, așa și televiziunea să trăiască numai puțin de 99 de ani. Mulți, mulți ani înainte de activitate frumoasă în fața publicului vostru, mulți ani de proiecte frumoase și pline de inspirație. Și chiar dacă îi criticăm uneori și le punem întrebări incomode, cu urări de bine au venit și deputații din Parlament. Emisiunile televiziunii centrale și Orhei TV adună milioane de vizualizări pentru că sunt interesante și realizate de profesioniști. A fost evitat de câteva ori la niște emisiuni interesante, politice, analitice, dar urmărim, privim. Aveți filme interesante, așa că la mulți ani. Știu cât este de complicat în Republica Moldova atunci când foarte multe autorități îți închid ușa sub nas, nu vă dau informații, restricționează accesul la informații. Vă doresc încă 20 de ani înainte. Să vă doresc în continuare perseverență, dexteritate, multe inițiative și multă echidistanță. Numai înainte, cu multă râvnă, cu mai mult curaj și la mulți ani. Ura, ura, ura! Ura, ura, ura! Inspirație, proiecte inedite, dar și mulți telespectatori fideli. Asta ne doresc cei care ne urmăresc zilnic și participă cu regularitate la concursurile și tombolele noastre. La mulți ani, cei mai frumoase televiziuni din Moldova! Și cei mai frumoși prezentatori. Vă doresc la cei 2 ani încă vreo 2 de 0. Televiziunea Centrală și Orhei TV sunt prezente în pachetele tuturor celor mai mari operatori de cablu din țară și au acoperire națională. Fiți și în continuare alături de noi. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu Televiziunea Centrală. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare. La revedere!